La cei 113 ani de la nașterea Mariei Cebotari, una dintre cele mai mari soprane din lume, ministrul culturii Sergiu Prodan s-a întâlnit cu Fritz Diesel Curzon, fiul mezin al interpretei Mariei Cebotari, însoțit de scriitoarea Rosemarie Chilius, dar și de Aurelian Dănila, academician doctor habilitat în studiul artelor. În ajunul întâlnirii, într-un omagiu de revenire acasă în Moldova a Mariei Cebotari, scriitoarea Rosemarie Chilius și fiul artistei au găzduit un eveniment dedicat vieții și operei Mariei Cebotari, manifestate prin lectura publică și prezentarea cărții Trăiesc pentru a cânta, organizată de Goethe Zentrum Chișinău, în colaborare cu Uniunea Muzicienilor din Republica Moldova. După întâlnirea la minister, oaspeții au mers la Muzeul Național de Istorie a Moldovei, unde a avut loc predarea măștii mortuare a Mariei Cebotari de către fiul său, Fritz Curzon, și inaugurarea ei în cadrul expoziției permanente a muzeului. Fritz Curzon, care este și fotograf de meserie, a oferit muzeului fotografii unice, cărți și lucruri personale ale celebrei soprane, obiecte de o valoare inestimabilă. Maria Cebotari s-a născut la Chișinău pe data de 10 februarie 1910. La doar 24 de ani a primit cel mai înalt titlu onorific existent în Germania și Austria de atunci. Compozitorul Richard Strauss a compus opere special pentru Maria Cebotari. Felul cum a cântat operele lui Mozart și Strauss a rămas de neegalat până în prezent. Maria Cebotari a fost și o activistă civică. N-a putut să treacă cu vederea durerea Basarabiei de atunci, de aceea s-a filmat în filmul Odessa în flăcări, un film care arăta drama refugiaților din Basarabia în cel de-al doilea război mondial. Pelicula a câștigat festivalul de film de la Veneția. După invazia sovieticilor de după 1944, acesta a fost interzis, iar majoritatea actorilor arestați. Comuniștii au șters numele Mariei din istorie, considerând-o ca fiind colaboraționistă a celui de-al treilea Reich. Nu s-a știut nimic de ea până în 1991. În 1949, la vârsta de 39 de ani, Maria Cebotari se stinge din viață în urma unui cancer la ficat. Cei mai mari specialiști în domeniul muzicii au afirmat că Maria Cebotari a fost predecesoarea Mariei Callas. În lume există mai multe străzi ce poartă numele Marii Cântărețe.